În data de 25 decembrie, când l-a executat pe Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu, ne-a convocat la ora 5 după amiază la clubul CFR. Era puțină zăpadă afară, frig ca de Crăciun și instinctiv când am intrat, când, înainte de a intra în club, m-am uitat sus. Era un militar cu mitralieră. Am intrat, ne-am așezat toți, eu eram lângă directorul combinatului. Erau secretari de partid și director din tot județul. Și s-a urcat la, era Plătică, major era atunci, și în prezidiu, cei care constituiau Frontul Salvării Naționale la Galați. La un moment dat, Plătică vorbea și doamna Buriană s-a sculat de pe scaun, gaze, gaze, și toți au rupt-o de fugă. Cred că așa au gândit toți ca mine. În secunda următoare m-am gândit așa. Dacă fug și eu către ieșire, la clubul CFR există o ușă doar ca aia. Da. Atât. Nu încăpem toți. Ne îngrămădim, ne călcăm în picioare. Plus că ăla deasupra, cu mitralieră, o să zică că suntem teroriști. Și ne împușcă pe toți. Că fugim. Și am rămas pe scaun toți. Nu s-a mișcat niciunul. Când a văzut cei de acolo din prezidiu că nu ne mișcăm niciunul, după câteva minute s-au întors ei. Și prorectorul universității a murit săracul, Teodorescu, s-a sculat în picioare și a spus, domnule Mairu, ăștia ne conduc pe noi acum? Păi dacă sunt gaze, numai pentru ei sunt gaze? Pentru noi nu sunt gaze? Ăștia sunt cu noi, ne conduc? La care plătică și domnul prorector. Ei scuzați, sunt obosiți după nu știu câte zile și așa mai departe. Deci atunci așa am gândit eu. Dumneavoastră rămâne să judecați, cei care ne privesc să judece. Eu am gândit că așa cum era atunci situația în țară, când se vorbea de teroriști, de oameni care vor să întoarcă regimul, care, sigur, uite și la Galați. Și atunci, sigur, că împușca câțiva care ieșeau acolo și restul mai ieșea, ăștia au încercat. Iar la ceilalți, procese cu tare și așa mai departe. Deci, așa am gândit eu, ca un scenariu, dar asta este gândirea mea trăită de mine. Nu înseamnă că e și adevărat ce gândesc eu. Poate a fost o întâmplare.